Bună seara, mă bucur să mă reaflu în Moldova, eu sunt moldoveancă de origine. Aș vrea să încep cu o întrebare. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit cum ar fi să călătoriți printre stele și ce modalități există? O soluție simplă ar fi, combinând o rachetă ce îmbină materia cu antimaterie și reușește să producă o putere de 1000 de ori mai mare ca o centrală nucleară. Sau, de ce nu, probabil cum ați văzut cu toții în filmul Interstellar, traversând o gaură de vierme. Sau, de ce nu, ceva mult mai accesibil tuturor, urmându-ne curiozitatea și imaginația. Am venit astăzi în fața dumneavoastră să vă demonstrez cum am folosit aceste două lucruri, curiozitatea și imaginația, pentru a le transforma în realitate și în a vă convinge că prin foarte multă muncă și prin perseverență, oricine își poate atinge visurile. Primii mei pași în domeniul științei au apărut în clasa 3-a, când participam la concursuri de informatică pentru clasa 5-a. Apoi am mers la liceul Tudor Vianu, unde diriginta noastră ne-a propus să participăm la un concurs la NASA, chiar printre rachete. Noi trebuia să construim o mașinuță asemănătoare vehiculului trimis de cei de la NASA în misiunile Apollo prin anii 1970. Pentru că cei de la NASA și-au lăsat mașinuța pe lună, au zis că studenții trebuie să construiască alta. Mai în glumă, mai în serios, ne-am apucat cu bunici și cu părinți de construit mașinuța. Așa am ajuns să fac ceea ce mulți copii fac la vârsta de 15 ani, și anume, învață să sudeze. Așa arată un vehicul de mers pe lună, imaginat de noi la vârsta de 15 ani și intitulat Ladybug, deoarece în echipă eram 5 fete și un băiat. Și așa a ieșit în realitate. Este un vehicul selenar făcut cu scaune de la un tramvai. Evident, visul nostru devenise realitate, aveam cu ce să participăm la NASA. Urma partea de testare, să vedem dacă într-adevăr e funcțional. Nu a fost greu să găsim în România un teren care să semene cu cel de pe lună, așa că ne-am apucat să ne testăm mașinuța, ce mergea perfect. Am împachetat-o frumos și am trimis-o în Statele Unite, urmând ca și noi să mergem apoi cu ea. Însă, atunci când am ajuns acolo, am avut o surpriză de proporții. Transportatorii ne-au făcut mașinuța un morman de fiare. Nu știu exact ce se întâmplă pe drumul București-America, dar cert este că noi nu mai puteam participa la concurs. Vă dați seama că, fiind 5 fete și un băiat, primul nostru instinct a fost să începem să plângem. După ce am plâns așa vreo 2-3 ore bune, am zis, bun, ori ne întoarcem în România cu primul avion, ori ne apucăm de construit. Și am ales, evident, varianta să ne apucăm de construit mașinuța pentru a participa la concurs. Dar mai aveam o problemă, n-aveam unelte de rezervă. Așa că am vorbit cu cei de la hotelul unde locuiam și am improvizat repede un atelier. Am primit ajutor din partea echipelor de indieni și am reușit să ne facem mașinuța gata de concurs. O furtună de 4 ore nu ne-a împiedicat să ne atingem visul. Sincer, cred că fiind la 15 ani, știți cum se spune, când ești tânăr, nu ți-e frică de nimic. Și știu că am mai învățat la acea vârstă un lucru esențial și cred cu tărie că fiecare dintre noi ar trebui să învețe acest lucru cât mai devreme cu putință, și anume că munca și sacrificiu vor fi mai devreme sau mai târziu răsplătite. Dar pentru noi erau răsplătite destul de devreme, deoarece cei de la NASA au considerat că efortul nostru merită răsplătit și ne-au dat două premii, unul pentru cel mai bun design, un design gândit de 5 fete și un băiat, și premiul pentru spirit de echipă. Au urmat după acest concurs și alte proiecte cu NASA la care am participat, fapt care m-a făcut să-mi doresc să studiez ingineria aerospațială la facultate. Am aplicat la mai multe universități, iar după examene grele de matematică și de fizică, am fost aleasă de Universitatea din Cambridge. Însă, aceștia mi-au pus o condiție la examenul de bacalaureat. Mi-au spus să iau 9,50. Pentru mine nu era mult, deoarece ținteam spre nota 10, la fel ca și colegii mei de liceu. Cred că în acele momente devenisem puțin arogantă că o să învăț la cea mai bună universitate din lume, iar ceea ce a urmat, de fapt, a fost o lecție pentru mine, o lecție care m-a trezit la realitate. În urma examenului am obținut 9,45. Ce
Cei din Anglia au spus că nu e nicio problemă, au continuat procesul de admitere cu mine, dar cu 3 săptămâni înainte să plec, norocul meu că nu-mi luasem bilet de avion, mi-au spus că s-au ocupat locurile pentru cei care și-au îndeplinit condiția, deci eu nu mai puteam fi studentă acolo unde visasem. Am avut noroc de părinți care m-au învățat că e bine în viață să ai și un plan de backup. Însă planul de backup era Facultatea de Electronică la Politehnică în București și nu Ingineria Aerospațială, ceea ce îmi doream eu din tot sufletul să fac. Așa că mi-a fost frică că o să mă plafonez. Și chiar înainte să înceapă facultatea, am contactat diversi profesori pentru a le spune că vreau să mai particip la concursuri la NASA. Am primit destul de multe refuzuri, mai ales că toate proiectele pe care le-am desfășurat până acum erau pur voluntare, adică ceea ce obțineai era doar experiență și atât. Dar până la urmă am găsit un profesor și niște studenți care au spus da, hai să participăm la NASA. De această dată a fost un concurs mult mai complex decât cel pe care l-am făcut la 15 ani, în care trebuia să construim un roboțel de mers pe lună capabil să excaveze sol selenar. Din nou am avut probleme la transport, nu știu exact ce se întâmplă drumul București-America, dar aveam unelte de rezervă și am reparat totul în camera de hotel. Acest proiect se termina și mai urmau 3 ani de facultate în care, cum îmi place mie de multe ori să spun, m-aș fi plictisit. Așa că am strâns o parte din echipa mea și am participat la un alt proiect, la Agenția Spațială Europeană. Practic, ei pun la dispoziție pentru studenți un balon și o rachetă în care aceștia își pot depune experimentele. Noi am plecat, să spunem așa, cu inima puțin îndoită, deoarece știam că participăm la un concurs foarte greu, concuram cu echipe puternice, dar știu că am făcut un lucru foarte bine, anume am plecat foarte bine pregătiți. Și știam, învățasem la 15 ani, că munca va fi răsplătită. Apoi, ideea noastră, ce am propus în rachetă, pornea de la faptul că sateliții sunt loviți de micrometeoriți în spațiu, așa cum probabil că ați văzut în filmul Gravity. De obicei, ajung să fie gunoi spațial. Dar dacă sunt reparați la fața locului, ei bine, se vor salva mulți bani. Practic, am gândit să folosim un laser de 25 de W pentru a topi niște aliaje. Ca să vă faceți o idee ce înseamnă puterea acelui laser, laser pointerul pe care l-am eu acum în mână are o putere de 1000 de ori mai mică. Deci dacă aș avea acum în mâna mea laserul din rachetă și l-aș îndrepta spre dumneavoastră, ei bine, cred că am simulat o scenă sângeroasă din Star Wars. Și să știți că și cei de la Agenția Spațială Europeană ne-au spus același lucru. Dar noi l-am dovedit că putem și am reușit să obținem tichetul pentru spațiu, și anume să ne lansăm experimentul la bordul unei rachete. 7, 6, 4, 3, 2, 0, and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. V-a plăcut lansarea? Ei bine, am fi vrut noi să lansăm experimentul într-o rachetă așa de mare. Racheta noastră a fost un pic mai mică, dar să știți că la fel de periculoasă. Aici este vederea din de pe lansator, e imaginea de pe lansator. Și apoi așa se vede din rachetă. Pentru că practic ea se învârte, ajunge la 80 de kilometri, n-am lăsat mult învârtirea. Așa, apoi urmează momentul de gravitație redusă în care noi ne porneam experimentul, deoarece ne interesa să vedem ce se întâmplă. Gravitația redusă, adică cădere liberă. Racheta își va arunca motorul și urmează și parașuta, pentru ca noi să ne recuperăm racheta și să vedem rezultatele experimentului, care n-au fost cele mai bune. Dar știți cum se spune, din greșeli se învață. Și așa arată racheta înainte să fie lansată, dusă spre lansator. Cu acest proiect am participat la Conferința Internațională de Astronautică din Beijing, unde din nou eram cei mai mici, dar din nou am reușit să câștigăm premiul pentru cel mai bun proiect de echipe. Am făcut proiecte despre rachete, despre Agenția Spațială Europeană, dar continuam să-mi pun diverse întrebări despre
originile universului, originile speciei umane și știam că există un loc în care aș putea să aflu toate aceste răspunsuri. Așa că am aplicat la acceleratorul de particule din Geneva, la CERN, și am fost acceptată pentru un internship de 3 luni. Acolo am avut ocazia să cunosc oameni de o inteligență sclipitoare, dar și de o modestie sclipitoare. Și cert e că după experiența de 3 luni nu am învățat aproape deloc despre originile universului, din 2 motive, pentru că sunt destul de multe teorii, apropo, nici teoria Big Bang-ului aparent nu ar mai fi adevărată, și nici nu am capabilitatea necesară de a înțelege acele teorii. Dar cert este că am învățat niște lucruri, zic eu, mai pământene. Și anume am învățat cum este să fii străin printre străini și mai ales am încercat să-mi dau seama de ce România are imaginea pe care o are în străinătate. Și am descoperit că ne merităm soarta. Câteodată românii vorbesc peiorativ de țara lor atunci când sunt în străinătate. Mi s-a întâmplat de multe ori să vorbesc cu prieteni de-ai mei străini și să-i întreb ce vrei să faci când o să fii mare. Și ei o să-mi spună că vor să rămână la ei în țară să o dezvolte. Dacă întrebi un tânăr român ce vrea să facă după ce termină facultatea, există șanse foarte mari să-ți spună că vrea să plece. Și sincer, mi se pare dureros faptul că practic noi ne înstrăinăm, plecăm, ne despărțim de familie, ne despărțim de relații, doar ca să obținem ce? Asigurare financiară unde? Printre străini și apreciere? Aș vrea cu această ocazie să vă rog 2 lucruri. Oriunde vă veți duce, să promovați România și să investiți în ea. Dacă veți întâlni un străin care vă va spune despre țara lui, povestiți și dumneavoastră ce țară minunată avem. Când el vă spune cât de grandios este turnul Eiffel, întrebați-l dacă a văzut Palatul Peleș, Castelul Peleș. Spuneți-i ce oameni cum se cade avem și ce peisaje superbe. Și apropo de oameni, aș vrea să dedic prezentarea mea unei persoane dragi, doamna Cristina, pe care am cunoscut-o acum 1 săptămână, când am mers la o conferință la Polul Nord, în care trebuia să-mi prezint rezultatele de la rachetă. Ea, chiar dacă se află într-un loc atât de friguros, așa cum spune o vorbă moldovenească, unde vara pică într-o joi, reușește cu amabilitate și cu căldură să mă facă să mă simt mândră că sunt româncă. În plus, ea a obținut și apreciere din partea norvegienilor, din partea hotelului unde lucrează și acolo unde s-a organizat și conferința, dar din păcate a obținut apreciere unde? În străinătate și nu în România. A primit premiul pentru angajatul anului. Toate aceste lucruri sună foarte bine și vreau să vă mai rog un gând de final și anume, niciodată, oriunde vă veți duce, să nu vă fie rușine că sunteți români. Cred că e momentul să facem o schimbare, dar acea schimbare intervine în sufletul fiecăruia dintre noi. Vreau să văd o Românie unde nu se mai promovează mediocritatea, ci este o societate bazată pe meritocrație. Vă mulțumesc!